Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Telefonul este AllView X4 Soul Infinity Plus. Da, am testat foarte multe modele X4 Soul Infinity, se numără printre ele, dar nu este un oarecare, este cel mai puternic dintre ele. Propune 6 GB de RAM, cameră duală în spate, cameră frontală cu blitz selfie, de asemenea are un corp foarte arătos și extrem de ușor pentru o diagonală de 6 inci. AllView X4 Soul Infinity Plus a primit și o reducere în ultima vreme. Când i-am făcut noi unboxing, costa 1999 de lei, acum este 1799 de lei. Bonus, vine cu o boxă AllView V-Base. Acest telefon foarte subțire, foarte arătos, cu cameră duală în spate și cu noua versiune de AVI, va fi testat în minutele următoare și veți afla ce părere avem despre el și spoiler, e o părere destul de bună. AllView X4 Soul Infinity Plus la recenzie mobilisimo.ro imediat. În ce privește designul, sunt sigur că acest telefon a stabilit un fel de record prin simplul fapt că el cântărește 156,4 grame în condițiile în care etalează un ecran de 6 inci. Este cu siguranță cel mai arătos telefon realizat de AllView până acum, are un design modern și trebuie să spun că acest handset îmi amintește de un LG G6 când îl privim din față și de un HTC U11, mai bine zis U11 Plus când îl privim din spate. Ei bine, acest terminal are o aderență destul de bună, deși ai zice probabil că este alunecos din cauza spatului glossy. Ei bine, nu e așa. Are o ramă metalică care este destul de mult în evidență și care îl face să stea numai bine în mână. Apropo de stat în mână, este ușor de folosit cu o singură mână, ceea ce la o diagonală de 6 inci este aproape incredibil. În rest, trebuie spus că este foarte compact, foarte ușor, destul de subțire, butoanele răspund ok la comenzi și dacă vreți dimensiuni 8 mm și 156,4 grame, acestea sunt grosimea, respectiv greutatea, în condițiile în care un Google Pixel 2 XL măsoară 7,9 mm în talie și cântărește 175 de grame. Mai departe, aflați că avem protecție din sticlă de safir pentru camera duală din spate. De asemenea, o ramă metalică, iar acest spate lucios este realizat pe bază de tehnologie IML Art. În față avem un panou 2,5D și el foarte arătos și cu colțuri ușor curbate. Este din nou cel mai sexy telefon de la AllView de până acum, doar că spatele său atrage destul de multe amprente și uneori chiar și niște mici zgârieturi. Gata cu designul, care ne place, trecem la display, panou de 6 inch, IPS LCD Full HD Plus, 18:9 pentru că așa este trendul modern, 2160x1080 de pixeli, muchi înguste și tehnologiile clasice in cell și laminare completă. Protecție Gorilla Glass 3 și pentru că nu avem player video, o să punem la treabă aplicația Gallery cu clasicul nostru sample. Experiența de vizualizare implică niște culori foarte vii, avem unghiuri lași de vizualizare. Păcat că acest video nu rulează full screen, vedeți aceste margini negre. În rest pot să zic că am avut un contrast bunicel, luminozitate ridicată și acum mai să vedem cum stăm cu aranjamentul pixelilor. Classic IPS LCD, aranjament RGB stripes, iar la testul cu lux metrul am ajuns la o valoare bună de 400 de lux. Este fix limita pe care noi o considerăm bună la mobilisimo la testele de ecran. Depășim Huawei P10 Lite, Huawei Mate 10 Pro, Sony Xperia XZ Premium, dar suntem sub Blubo S8 și sub LG G4, de asemenea sub Sony Xperia XA1. Cine vrea să facă niște setări pentru acest display are destul de multe opțiuni, începând cu deja celebra MiraVision. Apăsăm aici pe MiraVision, avem 3 opțiuni, Standard Vivid și User Mode. Cine alege User Mode o să mai aibă niște extra setări de contrast, saturare, luminozitate, claritate, temperatura culorii, contrast dinamic și Blue Light Defender, care scapă de lumina albastră pentru ca voi să dormiți mai bine. În rest, nivel de luminozitate, luminozitate adaptivă, screen saver, mărimea fontului, mărimea itemurilor de pe ecran și cast. Un ecran solid și acum trecem la restul hardware-ului. După cum spuneam, am trecut la hardware și începem cu procesorul MediaTek Helio P25. Acest CPU P25 este unul octa-core pe care l-am mai văzut pe telefonul Meizu Pro 7. Vine la pachet cu GPU Mali T880MP2, telefonul are 6 GB de RAM, 64 GB de stocare și un slot microSD, este un slot hibrid, alegeți între SIM sau microSD. În rest, trebuie spus că terminalul nu se confruntă cu vreun pic de lag, indiferent câte aplicații deschideți, nu o să aveți parte de absolut nicio problemă, nu am văzut vreun sughiț, vreun freeze,
sau alte necazuri sau neajunsuri. Asta bine și la gaming, ne-am jucat Riptide GP Renegade, ne-am mai jucat și un joc numit First Strike, dar despre asta altă dată, într-o recenzie separată. Hai să vedem cum stă treaba cu Riptide, joc clasic, mă bucură faptul că rulează cu adevărat în full screen, nu lasă vreo muchie neacoperită, vreo zonă neacoperită de ecran, am ales un hidrojet roșiatic și pornim la treabă. Se mișcă bine încă din meniuri, răspunde destul de precis la comenzile mele prin tilt. Arată foarte bine, îmi place frame rate-ul, iluminarea, nu văd niciun frame pierdut și apa arată excelent. Ok, am bifat și gaming-ul, nu e nicio obiecție aici, cred că o să ruleze și Riptide GP4, dacă îmi permiteți o predicție, mai ales că are 6 GB de RAM și un procesor care nu e chiar rău, după cum o să vă arate imediat benchmark-urile pe care le-am tot realizat. Ca de obicei, o să începem cu AnTuTu, cel mai celebru și cel mai relevant. Acesta este scorul. Cu acest scor depășim ASUS ZenFone 4, ceea ce nu-i puțin lucru. De asemenea, depășim Motorola Moto G5S Plus, dar rămânem sub Lenovo Vibe X3 și sub Motorola Moto Z2 Play. Am făcut și teste 3D Mark, chiar multe. Le-am trecut prin toate slingshot-urile posibile. În principiu, am fost în slingshot 3.0 peste Xperia XA1 și peste Zenfone 3, dar sub LG V10 și sub Galaxy A5 2017. Ne-am oprit și asupra lui Geekbench 4, iar scorul din subtestul multicore e foarte bun. În ideea că am depășit Motorola Moto Z, HTC Ultra, dar ne aflăm sub Zenfone 3 și OnePlus 3. În principiu, putem să ne încadrăm undeva în zona lui Zenfone 4 și Huawei P9 chiar, cu toate aceste teste, ceea ce din nou nu e rău deloc. Suntem și la un nivel similar cu motorul la Moto Z2 Play. Când vine vorba de temperatură, am făcut multiple teste, le avem aici, unul dintre ele ne-a dus la valoarea de 42 de grade Celsius, ceea ce ar fi în pragul supraîncălzirii, e destul de gaming, în realitate ne-a jucat destul de mult și nu a simțit o încălzire pregnantă. În ce privește temperatura din benchmark-uri, am rulat GFX Bench, am ajuns la 34,8, deci aici nu este supraîncălzire. Și acum hai să vorbim despre baterie. O unitate care sună bine pe hârtie, litiu polimer, 3050 mAh, încărcare la 9V și 1,5A, o să vedeți că stă bine în acest capitol. Pe hârtie ni se promit 1267 de minute de convorbiri. Lăsăm hârtia la o parte și vedem ce am atins noi. Timp de playback în buclă de 7 ore și 49 de minute, aproape 50 de minute. Un rezultat destul de scurt, ne-am învățat cu telefoane care ne oferă 10 ore, 11 ore, chiar 12 ore. Astfel, telefonul se află pe locul 155 all time la acest capitol de playback video, este peste Huawei Honor 8 și peste OVX4 Soul Infinity L, dar sub Motorola Moto E4 și sub X4 Soul Infinity N și Lenovo K6. Când vine vorba de utilizarea continuă, am rulat PC Mark, în care am atins 6 ore și 17 minute, iar un rezultat doar ok și atât, nu impresionează, nu se avântă la flagship-uri, este pe locul 114, depășește Xperia L1 și LG G5 și HTC Ultra, dar cam atât. La încărcare stă foarte, foarte bine, este în top 10, chiar pe locul 10, având nevoie de doar o oră și 21 de minute pentru alimentarea full. Este superior lui Galaxy A5 2017 și Galaxy S7 Edge și asta este un lucru bun. Rămânem sub Galaxy S6 și OnePlus 3, care în continuare dețin recorduri în zona de încărcare rapidă. Ce trebuie să știți voi este că după doar o oră de alimentare suntem la 79%, după 30 de minute la 43%, deci se încarcă foarte rapid. Iar cine vrea opțiuni legate de baterie, le avem aici, hai să le vedem. Intrăm la battery, avem performance and power saving, alegem între sports mode și normal mode, mă gândesc că sports e pentru gaming, mai avem standby, intelligent power saving și optimizare one touch. O baterie, spune, mixtă, modestă, dar cu încărcare foarte rapidă. Lăsăm bateria la o parte, trecem la acustică. În zona inferioară a telefonului se află aceste 5 orificii, un singur difuzor aici. Din fericire nu este ușor de acoperit cu mâna, după cum se poate vedea foarte ușor. Trebuie să-l țineți așa, dar cine ține telefonul chiar așa? În fine, mai departe, evident că ne-am folosit de Google Play Music ca player muzical și evident că avem acces la un egalizator stock, știți deja rețeta, bass boost, surround sound, preset reverb, 5 canale custom și încă niște slidere. Genuri muzicale, 5 canale custom, bass boost, surround, tot ce v-am zis mai devreme. Acum hai să vedem cum se și aude muzica pe acest terminal, folosim sample-urile clasice, o să dăm la maxim, et voilà.
Concluziile, volum ridicat spre foarte ridicat poate acoperi conversația într-o cameră, poate deranja o conversație când ai telefonul pe masă în fața vorbitorului, nu prea are mult bas, nu are distorsionare din fericire, spatele vibrează destul de mult, în altele se aud ok, este bun mai mult la muzică house decât la hip-hop, lipsindu-i basul și avem o setare specială BS Loudness în zona de settings. Am făcut și teste cu decibel metru, hai să vedem cum au arătat. Am fost șocat să văd că avem un rezultat inițial foarte mare. De obicei suntem în jur de 80 de decibeli la testuri cu sample-ul acustic. Acest model sare la 93,9 decibeli, un rezultat uriaș. Practic, din toată istoria Mobilissimo, doar două telefoane îl bat. BlackBerry Passport și le Echo Le Max 2. Asta cu sample-ul acustic. Acel alt test, cel în care ne jucam Riptide, 98,6, e și aici în vreun top 15-20, un rezultat solid, peste Huawei P10 și Sony Xperia XA1, dar sub XA1 Ultra și sub OLV X4 SoulStyle, care acum mi-am amintit că a fost foarte zgomotos la vremea lui. Apropo de lucruri zgomotoase și de calitate, iată ce pereche de căști primim la pachet cu acest telefon. Arată foarte, dar foarte bine. Un fel de, dacă Apple făcea niște AirPods un pic mai elegante și mai minimaliste, îmi plac foarte mult. Cumva corpul lor mă începe cu gândul la un Macintosh mai vechi, ca să zic așa. În fine, nu sunt doar arătoase, sunt și comode, au volum destul de ridicat și nici basul nu ne juca vreo festă, deci numai lucruri bune despre aceste căști. Ok, gata cu acustica. Hai să vedem cum stăm cu camerele. Pornim din față pentru că este o poveste mai simplă. Avem o cameră 13 megapixel cu focalizare fixă și blitz LED. Știu cum ați întrebat la un moment dat, cum e focalizarea la selfie? Spune-ne. Fixed focus, 13 megapixel blitz LED, iar în spate vedeta. Cameră duală, blitz dual tone, 13 plus 5 megapixeli. Cele 13 are focalizare automată, cele 5 focalizare fixă și știe bokeh și mai știe și filmare 4K. Facem niște câteva curățenie. Și pornim aplicația Camera, care nu se deschide chiar cel mai rapid din lume, dar este un avantaj faptul că se fac fotografiile destul de rapid. Focalizarea are o viteză medie, aș zice, zoom-ul destul de fluid, fără sacadări. Modurile principale de captură, le vedem, sunt HDR, bokeh, film mode, panorama, beauty, watermark, normal, night child, QR code plus alte câteva extra setări aici. Zero shutter delay, focalizare, stabilizare imagine și altele de gen. Ok, cam acestea ar fi opțiunile și funcțiile. Sărim direct la galerie. Iarăși am exagerat, iar am sărit de 220 de poze. Am avut marele noroc că a fost o zi cu soare. Știu că este un miracol pentru luna ianuarie, dar s-a întâmplat. Întâi ne-am jucat cu funcția bokeh și pot să zic că aici se bate cu granzii lejer. O să fie greu să vă dați seama dacă au fost făcute bokeh-urile acestea cu vreun Huawei P10 sau cu acest telefon, pentru că se descurcă foarte bine în acest capitol. Îmi place și efectul acesta de film SF pe care l-au pus. Focalizez pe prim plan sau pe fundal și umbli la nivelul de blur direct din fotografie. Ok, acum că suntem mulțumiți de bokeh, o să mai vedeți câteva capturi de acest gen. Am început cu o serie de cadre, puțin cam albăstri, și cu un cer supraexpus în spate, lucru rezolvat de HDR, care și-a făcut treaba bine. Apoi am sărit direct la selfie-uri. Inițial nu am fost foarte încântat de ele, mi s-a părut că fundalul e prea blurat, dar am fost mulțumit de textura feței și a părului. Lucrurile aveau să devină foarte, foarte bune când am aprins și blitzul și când a apărut și soarele. Și apoi am trecut la captura cu camera principală. Mi-a plăcut textura zăpezii, culorile au fost excelente și cel mai bun lucru pe care le știe camera principală e să prindă o grămadă de detalii. Nu doar pe acest ecran mic, ci și pe PC. Aici HDR-ul a exagerat puțin, dacă mă întrebați pe mine. Iarăși niște selfie-uri, ceva mai mult soare, ceva mai multe detalii și o textură a pielii arătoasă. Am trecut aici la o captură landscape care arată foarte, foarte bine. Cerul a fost prins excelent, fără expuneri ciudate, nici abuz de umbră, nici de lumină. Deci s-a descurcat bine la acest capitol, la captura landscape. A apărut și culoarea în peisaj. Nuanțele de roșu și de albastru sunt foarte bine calibrate și îmi place această trecere. Era umbră și a ieșit soarele. Și se cunoaște asta. Toate culorile sunt calibrate bine, îmi plac detaliile, focalizarea nu a făcut figuri față de captura video, unde o să vedeți că nu a fost chiar perfectă.
Trecând pe lângă faptul că acest telefon face niște capturi bokeh foarte reușite, pe care vă aștept să le vedem împreună în galeria publicată în recenzia text, aflați și că rezoluția panoramei este de 8528x816 pixel, ceea ce este destul de ok. Și, de asemenea, am spus mai devreme că detaliile aici sunt excelente, nu doar pe acest ecran mic, ci și pe ecranul de la PC-ul meu desktop. Am dat zoom o grămadă și textura și detaliile obiectelor sunt foarte, foarte bune. Fie că e vorba de prim planul, fie că e vorba de landscape-uri, și vreau să subliniez și faptul că stăm bine la capitolul culori. Fie că suntem în bataia soarelui, fie că suntem la umbră, totul arată excelent. Iată aici, avem niște prim planuri foarte reușite, cu diferite obiecte, diferite texturi, metal, plastic, lemn. Și observați cât de vii devin culorile când chiar iese soarele din nori. La soare pot să zic chiar că ar fi un telefon de top 5 all time de la Allview și nu numai. În rest, ar spune că este peste Huawei P10 Lite, de asemenea peste Huawei Mate 10 Lite. Este undeva între Zenfone 3 și Zenfone 4 la capitolul captură. Se poate duela cu un Moto Z2 Play și eu zic că este peste Motorola Moto G5S Plus, pentru că și acela are o cameră duală, doar că acest model are un bokeh de vreo 3 ori mai convingător. În mod sigur depășește orice alt telefon Allview X4 Soul testat de noi în ultimul an. Asta este sigur, luați-vă gândul de la a fi bătut acest model de un alt telefon Allview. Deci, un flagship adevărat și apropo, încă o comparație. Este egalul lui Samsung Galaxy A5 2017. Cam asta avem de zis pe timp de zi. Subliniem selfie-urile foarte bune, bokeh-urile excelente și o grămadă de detalii, plus culorile arătoase. Deși la început, când am văzut nuanța albăstrie și HDR-ul prea luminos, m-am cam speriat. Ok, gata cu ziua. Hai să vedem ce poate noaptea. Testul de foc, știm cu toții, se face noaptea. Cam așa arată captura nocturnă. Vedeți că la zoom nu mai duce așa bine precum ziua. Textura clădirilor arată numai bine. Unele cadre au ieșit blurate. Această captură cu blitzul nu a ieșit bine deloc. Este neclară și s-a strecurat și o nuanță portocalie inexplicabilă. Avem sute de poze și totuși numai două sunt portocalii, deci ignorăm această abatere de la normă. Iată și celelalte capturi, uneori mai apare cu o nuanță de portocaliu sau violet, dar în general luminozitatea a fost ok, halourile luminilor stradale sunt un pic cam mari și fantomatice, dar spre final o să vedeți că își revin. Bokeh-ul este acceptabil și noaptea și în afară de acea nuanță violet și câteva ciudățenii de blitz, zic că stă rezonabil, este mai degrabă la un nivel, să zic, high mid-range, nu se comportă ca un flagship. Undeva la nivel de Huawei P9 Lite, ar zice, peste un, să zicem, P9 Lite, P9 Lite 2017, cam aproape de un Zenfone 3 și în același timp un pic, doar un pic, sub Huawei Mate 10 Lite. Chiar m-am întors și m-am uitat peste mostrele lui, am vrut să îmi dau seama dacă se pot compara. Parcă acela este un pic mai bun, nu are tot acest violet care mai apare și colo, dar avantajul acestui model este că are luminositate bună noaptea și păstrează culorile rezonabil. Totuși, nu se bate în zona flagship, cu siguranță. Gata, am vorbit prea mult despre poze. Hai să vedem cum stă la filmare. Simt nevoia să vă spun datele problemei. MP4, Full HD, 30 fps, 17 Mbps, dar nu doar atât. Avem și filmare 4K. Da, filmare 4K cu un Allview. Nu vezi asta în fiecare zi. Nu ne-a plăcut să trecem direct la treabă și am făcut direct o filmare care reprezintă un test de stabilizare. Nu avem stabilizare optică, evident. Am coborât scările și am mai mers un pic. Vedeți și voi, stabilizarea electronică nu impresionează, dar măcar nu avem vreo refocalizare violentă. Ok, acum că am lămurit aspectul stabilizare, hai să vedem cum stăm cu celelalte filmări. Una din ele, cu siguranță, este și 4K. Între timp, vorbim despre culori. Albastrul arată foarte bine. Luminozitatea este bine calibrată. Nu avem probleme la expunere, dar se mai strecoară și colo câte o refocalizare nedorită. Vântul foarte puternic ne-a făcut probleme, microfonul nu a rezistat în fața sa. Culorile arată ok, special albastrul, norii se văd în regulă. Detaliile la distanță, vârful copacilor, nu sunt chiar cele mai bune. Dar problema cea mare este totuși refocalizarea. Ok, hai să vedem și alte filmări, ar trebui să dăm și peste cea în 4K. Care sosește la pachet cu multe culori. Hai să vedem dacă aceasta este. Dacă nu mă înșel, chiar aceasta ar fi filmarea 4K.
Ok, avem aici culori excelente, sunt bine calibrate, vedeți că imaginea cam tremură, de stabilizare lasă puțin de dorit. Îmi place cum arată roșul și albastru și îmi place că atunci când dăm zoom, vedeți, nu prea pierdem detalii. Cam așa arată captura video. S-a reglat ok și expunerea. Dacă n-ar fi refocalizarea, chiar am fi super încântat. La claritate și culori, cu siguranță stă bine și la detalii trebuie să recunosc că m-a surprins. Am dat la viața mea zoom cu multe telefoane. Am dat zoom in. La 2x, la 3x și am pierdut detalii. Nu și aici. Încă o filmare. Evident, le veți găsi pe toate adunate în recenzia text. O să vedeți care e 4K, care e Full HD, ce avantaje sunt și cum arată aceste nuanțe și pe monitorul vostru calibrat, eu știu, poate mai bine decât al meu. În principiu, în afară de tremurătura imaginii și de refocalizare, nu avem obiecție. Dacă ar scăpa ADR, ar fi fost lejer la egalitate cu un Xperia XA sau un XA1. Așa este la nivelul telefonelor Huawei Midrange, Huawei Honor, Huawei pe Lite-uri și cam atât. Se apropie și de nivelul unui Xiaomi Mi A1, se bate cam în acea zonă și eu zic că poate să sară peste telefoanele din China de B brand și peste telefoanele Xiaomi Redmi totuși. Ok, asta a fost ziua, hai să vedem cum filmează noaptea și vă avertizez că am o senzație că aici ar cam fi nevoie de un patch, de un update, de ceva, pentru că lucrurile sunt foarte întunecate noaptea. Inexplicabil întunecate. La urma urmei, fotografiile văd și bine, de ce ar fi așa de întunecate. Și apoi avem și un fel de flicker albastru, avem ca un fel de purici de la televizor, un fel de purici albaștri care se aștern peste imagine. Vedeți, e ca și cum avea un filtru pus, dar nu este un filtru, este pur și simplu un bug și cu un update zic că scăpăm de el. Văzând dincolo de acest filtru, îmi place claritatea și luminozitatea. Halourile par destul de ok, deși generează niște artefacte extra care apărau în fața camerei. Stabilizarea iarăși lasă de dorit și dacă se rezolvă problema aceea cu un patch, zic că o să crească cu aproximativ 20% filmarea. Niște refocalizare și niște purici albaștri, deci practic putem să ignorăm acest aspect pentru că e nevoie de un mic update. În principiu, două lucruri trebuie reținute aici. Selfie-urile arată foarte bine, se descurcă excelent și la bokeh și dacă ar fi să mai adaug încă un lucru pe acea listă, culorile m-au surprins. Cam atât despre cameră. Cameră duală în spate, cameră singulară în față cu blitz pentru selfie și acum hai să vorbim și despre web browser, în acest caz Chrome și hai să intrăm pe site-ul mobilisimo.ro. A intrat destul de rapid, scrolling fluid, tastatura este cea stock, are și swipe, am făcut și, era să zic, benchmark-urile obișnuite, doar că s-au schimbat acum, pot să-i spun papa lui Sun Spider, pot să-i spun papa și lui Browser Mark sau care mai are celălalt benchmark. În principiu avem acum ceva numit Jetstream și Velamo și-a schimbat și el browserul, benchmark-ul de browser. Rezultatele sunt cam modeste la acelea, dar nu funcționarea de zi cu zi pot să zic că m-a satisfăcut modul în care funcționează Chrome. Acum hai să vorbim despre conectivitate. În zona inferioară se află un port USB Type-C 2.0, avem și jack audio, un microfon jos și unul sus, deci un setup dual mic, apropo de dualitate, două sloturi nano SIM la bord. Apoi trebuie să aflați că avem voce HD, GPS și GLONASS, 4G LTE categoria 6, Bluetooth 4.2, Wi-Fi A, B, G, N, Wi-Fi Direct și apelurile au avut un volum destul de ridicat, sunetul a fost clar, n-am auzit nimic metalic, niciun fâșit, nicio problemă și anularea zgomotului de fond s-a făcut ok. Mai departe, am făcut și teste de viteză. Am vrut să vedem cum stă acel LTE și Wi-Fi-ul acela la 5 GHz. Ei bine, la 4G suntem la 115 mega pe secundă download și 65 upload, deci stăm bine la capitolul 4G, 115 cu 65, la Wi-Fi 74 maxim, hai să zicem 75 aproape, cu 25 download, respectiv upload, rezultate ok pentru un telefon high mid-range spre flagship, în special la LTE. Probabil v-ați dat seama deja că softul este pe bază de Android Nougat 7.1.1. Este apropiat de versiunea stock cu niște modificări și colo. Multitasking-ul este cel pe bază de carusel, după cum se vede. Evident, avem și split screen, astfel că pot să fac web browsing pe site-ul Mobilissimo, în vreme ce intru pe YouTube să văd niște clipuri muzicale sau ce-au mai gătit niște bucătari. În fine, ăsta este split screen-ul și caruselul, cam asta a fost la capitolul multitasking. Ține apăsat pe home screen, accesăm wallpaper-uri, widget-uri și setări, iată fundalurile,
apoi widgeturile, care sunt stock, standard pentru Nougat, și setările, evident, care includ rotirea homescreen-ului. Porțiunea drop-down este o modificare. Aici avem un fundal alb și toggle-uri albastre și vedeți, AVI s-a strecurat aici. Asistentul vine să zic virtual. Cred că a absolvit de la vocal la virtual. O să zicem virtual. Vedeți, ai sugestii legate de vreme, sugestii legate de trecerea telefonului în silent, pentru că a simțit că s-a făcut noapte și ar cam fi cazul să trecem pe silent. Deci deja e virtual, deja gândește pentru voi. E noapte, mâine de pe mine o să sugereze să vă luați și o pălărie, o haină și altele de gen. Nu râdeți, am mai văzut asta la alte telefoane. Spuneam de această zonă drop-down, vedeți și quick settings aici, a fost puțin personalizată. Setările în sine, standard, conectivitate, display, notificări, intelligence assistant, adică gesturi de activare a ecranului, inclusiv dublu tap, reglaj pentru bara navigațională și 3-point screenshot, care se face așa. Mai departe, sunet, aplicații, baterie, memorie, full screen mode, DuraSpeed, care curăță memoria telefonului, eliberează din memorie, emergency rescue și da, avem scanner de amprente. Cred că l-am arătat foarte puțin, este chiar aici, sub camera duală, acesta este scannerul, nu este foarte adâncit, și pentru asta o să fie greu să-l găsiți pe pipăite. Să vedem cum stăm și la capitolul securitate. Intrăm frumos aici, alegem fingerprint, apăsăm next, ne securizăm și cu PIN 1, 2, 3, 4. Vă recomand ceva mai complex dacă se poate și dacă se poate să nu fie PIN-ul cardului. Și acum o să înceapă procesul de setup. În principiu 11-12 pași, 12 apăsări cu degetul pe scannerul din spate. Și suntem gata. Ok, scannerul de amprente se află aici, îl vedeți, fix sub camera duală. Greu de găsit pe pipăite pentru că este foarte plat. Hai să vedem. Îl apăs odată, s-a deblocat telefonul, îl apăs la 90 de grade. Un pic mai greu, dar s-a deblocat din nou. Și îl apăs la 180 de grade, proba supremă, iar un pic mai greu, dar s-a deblocat. Cu câteva milisecunde mai lent decât alte flagship-uri, dar destul de precis. Ok, acum simt nevoia să vorbesc despre AVI. AVI a primit un mare update recent. A ajuns la generația a treia și cunoaște o schimbare de interfață plus funcții noi. Vreau să vorbesc întâi despre această schimbare de interfață. Ok, nu intra pe YouTube, AVI. Aparent, comenzile mele s-au transformat într-o melodie de a lui Ed Sheeran. După cum spuneam, schimbare de interfață este acum MOV, nu mai este acel fundal roșu. Lucrurile arată mai glossy, mai evoluate, este ca un fel de salt de la 8-bit la 16-bit, doar o comparație evident. Vremea arată mai bine. AVI răspunde mai rapid la comenzi, a deschis melodie de pe YouTube, a adăugat ceva pe lista de cumpărături, poate să vă spună ce sărbătoare este azi, să creeze o listă cu remindere, cu memento-uri, dar o să-l las pe el să vă spună ce poate face. Iată, puteți apela un contact din agenda, din câte știu puteți să-i scrieți cuiva pe WhatsApp, să dictați mesajul, dictați ce ai de făcut, memento, navigare, Bluetooth, Wi-Fi, alarmă și hai să vedem. Spune-mi ce sărbătoare este azi. Ok, aparent există o sfântă care începe cu X, nu știam asta. Pot să vă spun și onomasticile din agenda. Cum e vremea? Cum e vremea? Are integrare cu calendarul creștin ortodox, integrare cu o aplicație de vreme, plus ar trebui să afișeze și scoruri de la meciuri, plus multe, multe altele. Avem aici sugestii. Cântă la mulți ani. Ia să vedem. Oh! Te duce pe YouTube, imagina că o să ne cânte chiar ea, chiar AVI. M-aș aștepta să ne cânte. Cred că ar fi trebuit să dau volumul ceva mai la maxim să o și auzim. Hai să vedem. Cât fac 2 plus 3? Îmi arată rezultatele online. În fine, AVI continuă să evolueze, îmi place cum arată noua interfață, îmi place că se mișcă mai rapid. Vă recomand să vă duceți la recenziile făcute de noi pentru celelalte telefoane Infinity, Infinity N și Infinity L. O să vedeți clar că este mai rapid în acest moment. Avem aici și setările, știe limba poloneză, engleză și română, avem aici și setări de asistent, interacțiuni speciale, predefinite, setări dual SIM și altele de genul. Asta este AVI, AVI cel nou, generația a treia și cred că și-a meritat numele de asistent virtual pentru că v-am zis, ne dă sugestii aici. Mai departe, aplicațiile preinstalate, le-am numărat, e vorba despre 30 de aplicații, grosul sunt aplicații Google, la urmă mai sunt numai aplicații Google, văd Play Store, Play Music, văd Photos, Phone, mai avem Sound Recorder, YouTube, Voice Search, absolut nimic
de tip bloatware, ceea ce este o veste foarte, foarte bună. Ăsta este Orgwick 4 Soul Infinity Plus, cu adevărat un plus, un flagship pentru gama Infinity. La aspectele Pro intră construcția foarte arătoasă, designul, mai bine zis, foarte arătos. Camera duală din spate face niște bokeh-uri foarte reușite, niște fotografii foarte reușite, punct. E un telefon foarte, foarte ușor pentru o diagonală de 6 inch. Apoi, ecranul este luminos, performanța a fost satisfăcătoare. Vă reamintesc că l-a bătut și pe Zenfone 4 în anumite benchmark-uri. Se încarcă rapid, volum foarte ridicat, căștile sunt excelente spre premium, selfie-urile arată bine, sunt luminoase, apoi detaliile m-au surprins la captura foto, conectivitatea este ok, AVI îmi place, nu avem nici bloatware și un software curat, rămâne doar să vină Oreo și este chiar un flagship de luat în calcul de la AllView. Acum la capitolul aspecte pe care considerăm neajunsuri. Spatele se pătează și zgârie destul de ușor, recomandăm o husă. Bateria este cam modestă, minus încărcare. Difuzorul din spate, mă rog, difuzorul de jos, mai bine zis, difuzorul de jos nu prea are bas. HDR-urile sunt un pic prea luminoase, dacă mă întrebați pe mine. Camera nu e constantă noaptea. Captura video noaptea are nevoie de un update, de un patch. Stabilizarea nu impresionează și anumite aplicații nu sunt adaptate la aspectul 18:9. Trebuie spus faptul că acesta este clar un flagship și în toate telefoanele AllView din ultimul an e cel mai arătos, cel mai bun la selfie-uri, cel mai bun la bokeh, cred eu și cel mai performant și poate fi foarte ușor numit rival cu Asus Zenfone 4. Motorola Moto G5S Plus, Motorola Moto Z2 Play și Huawei Honor 9, cu acestea se bate cu siguranță. Principalele avantaje sunt vreo 4: bokeh real, volum ridicat, interfață stock și design foarte arătos. Cam așa ar fi plusurile. Hai să vedem și niște note pentru designul: 9,2 pe deplin meritat, pentru display-ul 9, pentru hardware 9,1, benchmark 9,2, la temperatură primește un 9,2 de asemenea, baterie 8, audio 9,3, cameră 9, conectivitate 9,2, OS și UI 9,2 și pentru preț o notă de 8,7, pentru o notă finală de, nu știu cum a ieșit așa, 9,00 din 10. Foarte rar se întâmplă să avem o notă așa fixă, dar iată un telefon de nota 9 din 10. AllView X4 Soul Infinity Plus, testat la mobilissimo.ro. Nota 9 și o să-l ținem minte pentru acest design, pe care probabil că îl vom mai vedea repetat pe viitor, poate într-o variantă nouă. Iar AVI chiar a cunoscut un update interesant. Cam atât de la noi, la revedere!